astăzi avem și încă o surpriză muzicală. Deci vorbim despre Adriano Celentano din Moldova? Da, da, cine să-l cunoască mai bine decât, decât eu, care am învățat cu el 5 ani într-o grupă. Dar știi, el se asociază cu un... cu lupul singuratic, cu Rangerul din Texas. Da. You know? Știi? De ce mă lovește așa? Dar știi pe Ranger sau nu? Îl știu, că e prietenul meu. Da. Serios? Da. Sper că ați ghicit. Sper că ați ghicit despre cine este vorba. Domnilor și domnilor, ea putea să rămână în istoria muzicii cu doar această piesă. Ea? Ea, pentru că a scris-o Consuelo Velasquez, o compozitoare din Mexic. Hai să-l prezentăm ca la box așa. Domnilor și domnilor, Ricky Arguezianu! Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tener y perderte después. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, ver junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos de junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tener y perderte después. Que tengo miedo de tener y perderte después. Ce ai zis, Daniela? Nimic n-am spus. Nimic? Deci, spuneam de Bésame mucho.
unul dintre cele mai frumoase refrene. Besa me mucho. Ce poate să-și mai dorească un bărbat? Decât și o femeie la fel poate să-și dorească așa. Besa me mucho. Poate și mai mult decât bărbații. Traian, știi ce mă gândeam eu astăzi? Știi ce a reușit să faci dulceața, fiindcă eu nu am avut acces la bucătărie. Dacă nu n-ai căcat... Aveau să fie borcanele pe jumătate goale. Stai așa, nu lui, dar nouă ne-a reușit. Așa. Pentru că am fost și eu pe acolo. Scuzați, vă rog. Scuzați. Scuze. Scuze. Andrei. Un nume drag Andrei, un vis cu flori de tei. Așa, prieteni, am revenit pe canapea, aici ne mai simt foarte bine și ne-mi place să bat din palme. Da? Ricky n-a fost de unul singur astăzi. Ricky, prezintă-te. Deci este nepoțica mea, Eva, care a mers anul ăsta în clasa 1, dar ar fi bine să se prezinte. Bună seara, Eva! Bună seara! Câți anișoare aveți dumneavoastră? 7. Mulți înainte, sunteți elevă? Da. Spune, sunt elevă. Dar... ați cântat sau ați dansat numai? Am dansat. Dar știți dumneavoastră despre ce este acest cântec? Da. Despre ce? Despre dragostea. Despre dragoste. Dar ce este dragostea? Cum credeți dumneavoastră? Este un fel de mâncare? Ce este asta? Un sentiment frumos. Doamne, ce frumusețe! Bravo! Frumos. Un sentiment frumos. Nici nu mai pot să-i mai pun alte întrebări acestui minunat copil care știe ce înseamnă. Crezi că dragostea este un sentiment pe care merită să-l trăiești în viață? Da. Da? Ce întrebare complicată? Dar și ce răspuns simplu? Păi nu vreau. Dar te-ai îndrăgostit vreodată? Încă nu? Nimeni n-a meritat lucrul ăsta sau aștepți prințul pe cal alb? Aștept. Dar vorbește la microfon, să audă toată lumea. Să te aude prințul. Aștept prințul. Pe calav. Pe calav. Ia uite în camera aceea și strigă-i: prințule, vină la mine. Hai, prințule, vină la mine. Auzi? Prințule, hai, vină. Te așteaptă fata în rochie, albă, frumoasă. Ricky, câți nepoți ai tu? Două nepoțele. Mai am o nepoțică mai mică, Cataleia. Aia... va veni când va crește mai mare, care are de-abia un an și... Și Eva a făcut deocamdată doar figurație coreografică la Păi, acest. Da, bineînțeles. Păi, este pentru prima dată când aud cântecul Besa me mucho, pe care îl cântă toată lumea, pe tot globul pământesc. Îi spuneam lui Traian că Consuelo Velasquez a scris un cântec în viața exact, și a rămas celebră. Deci eu navigând pe... De prima dată l-aud în asemenea ritmație. Versiune. Păi, versiune. Asta toată lumea este... îl cântă romantic, îl cântă sentimental, începând cu Cesare Evora și terminând cu Julio Iglesias. Dar de Dar ce? Pe cine cauți, Ricky? Deci îl caut pe Ruslan Țăranu, care este prietenul meu și care a orchestrat această frumoasă melodie, evident. Dar de ce ai acceptat această orchestrație? De ce crezi că despre Besa me mucho trebuie să se cânte așa mai jucăuș? Deci, înainte de a procede la orchestrarea acestei melodii, de a-i da un nou suflu, eu am consultat variantele de pe YouTube a lui Julio Iglesias, a lui Luis Miguel, a lui Charles Aznavour, o sumedenie. Și la toți... Da. Și o sumedenie de artiști de talie internațională care cântau chestia asta. Și atunci m-am gândit împreună cu Ruslan Țăranu că ar fi bine să-i dăm o altă amprentă. Lasă să spună Ruslan. Compozitorul Ruslan Țăranu astăzi a venit împreună cu Ricky. Bună ziua. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va bien? Ruslan care a stat mai mulți ani la Paris. Oui, je viens direct de Paris. Nu se poate despărți de el. Vine de la Paris. Non. Je suis un petit intello dégénéré. Un petit. C'est le nom? Ça suffit. De la chanson. Ouais. Colaborarea s-a început foarte ușor, adică Ricky m-a contactat, spune: vreau să fac, adică pot să mă ajut să înregistrez vocea pe un minus. Eu am ascultat acest minus, e slăbuț, nu știu cine l-a făcut, de pe internet. Da. Și am hotărât să schimb puțin aranjamentul. Am adăugat niște gitari, pus toba mare, toba mică. Viață, e multă actualitate. Putem?
Să-i dai mai multă actualitate. Da, da, da. Să fie puțin mai ritmat, așa, mai dansant. Și a reușit foarte bine. Ricky are un timbru foarte frumos. Și am reușit totuși. Să înțeleg că această... colaborarea continuă. Da, da, colaborarea continuă. Deja am făcut vreo 7 piese, melodii. Da, și s-ar putea să facem chiar un album. Eu aștept să veniți cu lansarea albumului la noi, dar Ricky Ardezeanu nu a venit degeaba, n-a venit doar să cânte Besame Mucho, a venit să cânte un șlagăr al timpurilor de mult trecute. Despre ce este vorba o să aflați în foarte scurt timp, rămâneți alături.